Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Să ne reamintim! Fie n un număr natural, n mai mare decât 1, spunem că n este număr prim dacă are ca divizor doar pe 1 și pe el însuși, adică dacă mulțimea divizorilor săi este compusă din valorile 1 și n. Orice număr natural nenul, n mai mare strict decât 1, are ca divizor pe 1 și pe el însuși. Numerele prime sunt acelea care nu au alți divizori. Divizorii lui n diferiți de 1 și el însuși se mai numesc și divizori proprii ai lui n. Folosind acest termen, putem defini un număr prim ca fiind acel număr care nu are divizori proprii. Fie n un număr natural, nenul, n mai mare decât 1, spunem că n este compus dacă are și divizori proprii, adică dacă nu este un număr prim. De exemplu, numerele 2, 3, 5, 7, 11, 13 sunt numere prime, iar numerele 1, 4, 6, 8, 9, 10 nu sunt numere prime, toate în afară de 1 sunt compuse. O prima metodă prin care putem verifica dacă un număr dat este un număr prim constă în a determina numărul său de divizori proprii. O altă metodă, mult mai rapidă din punctul de vedere al timpului de executare, constă în identificarea divizorilor săi mai mici sau egal cu radical din numărul respectiv. Dacă numărul dat nu conține astfel de divizori, atunci el este un număr prim. Se utilizează variabila este prim, care primește prin inițializare valoarea 1 cu semnificația că, pentru început, considerăm că un număr dat este număr prim. Variabila a va parcurge șirul tuturor valorilor de la 2 până la radical din n și va verifica pentru valoarea curentă a variabilei a dacă aceasta este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la a este egal cu 0. În caz afirmativ, variabila este prim primește valoarea 0 și nu își va mai modifica această valoare. Dacă valoarea variabilei este prim rămâne la valoarea inițială egală cu 1, atunci mesajul afișat va fi da, cu semnificația că numărul n este un număr prim. Iar dacă valoarea variabilei este prim devine 0, atunci mesajul afișat va fi nu, cu semnificația că numărul n nu este un număr prim. Aplicație practică. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran mesajul da dacă n este număr prim, respectiv mesajul nu în caz contrar. Dacă n egal cu 1 atunci, în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul nu, pentru n egal cu 6 mesajul afișat va fi de asemenea nu, iar pentru n egal cu 13, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul da. În programul prezentat, cu ajutorul instrucțiunii sin, se citește de la tastatură o valoare pentru variabila întreagă n. Citirea va fi precedată de afișarea unui mesaj prin care i se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila n. Variabila întreagă prim va fi inițializată cu valoarea 1, cu semnificația că plecăm de la ipoteza că numărul citit este un număr prim. Dacă valoarea variabilei n este 0 sau 1, atunci valoarea variabilei prim va fi 0, deoarece 0 și 1 nu sunt numere prime. Dacă valoarea variabilei n este un număr par strict mai mare decât 2, atunci, din nou, valoarea variabilei prim primește valoarea 0, deoarece numerele pare strict mai mari decât 2 nu sunt numere prime. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru identificarea posibililor divizori impari ai lui n mai mic sau egal cu radical din n.
La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la t este 0, iar în caz afirmativ a fost identificat un divizor impar al lui n și atunci valoarea variabilei prim primește valoarea 0. Structura repetitivă verifică la fiecare iterație dacă numărul dat este până în acel moment un număr prim prin verificarea valorii variabilei prim. La finalul algoritmului se verifică dacă valoarea variabilei prim a rămas egală cu 1 și în caz afirmativ, mesajul afișat de program va fi da, iar în caz contrar, mesajul afișat în urma execuției programului va fi nu. La execuția programului, dacă n egal cu 1, mesajul afișat va fi nu. La o nouă execuție, pentru n egal cu 6, mesajul afișat va fi tot nu. Iar la o altă execuție, dacă valoarea variabilei n este egală cu 13, mesajul afișat va fi da. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural n cu maximum 9 cifre și afișează pe ecran mesajul da în cazul în care suma cifrelor sale este un număr prim și mesajul nu în caz contrar. De exemplu, dacă n egal cu 123, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul nu, iar pentru n egal cu 104, mesajul afișat pe ecran în urma execuției programului va fi da. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritme elementari care combină structurile secvențiale alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme care identifică numere prime.